Investițiile menite să aducă un plus de calitate și condiții la standarde europene în spitalele publice din regiunea Vest continuă prin programul Sănătate gestionat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest în calitate de organism intermediar. 9 proiecte de importanță acută pentru regiune în domeniul medical inițiate prin programul operațional regional 2014-2020, respectiv programul operațional infrastructură mare 2014-2020, vor continua în etapa a doua cu finanțare europeană prin programul Sănătate. Sunt proiecte care prevăd modernizarea și dotarea corespunzătoare a unui număr de 6 ambulatorii și 2 unități de primire urgențe, precum și lucrări menite să aducă mai multă siguranță pacienților. Locuitorii din cele 4 județe ale regiunii, Arad, Caraș, Severin, Hunedoara și Timiș, vor beneficia astfel de servicii medicale la standarde europene, de echipamente medicale de ultimă generație și un mediu mai sigur și mai confortabil în aceste spitale, odată cu finalizarea proiectelor de modernizare și dotare. Investițiile, în valoare totală de 56,77 milioane de lei, vizează în Timiș extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Timișoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgențe Timișoara, prin demolarea parțială și extinderea orizontală și verticală și reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului ORL din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația din regiunea Vest, prin dotarea cu aparatură de înaltă performanță a Spitalului Clinic Județean de Urgență Pius Brânzeu Timișoara. Sunt investiții de care va beneficia întreaga populație a regiunii Vest. Proiectele de modernizare și dotare contractate prin programul Sănătate trebuie să fie finalizate în decurs de maxim 2 ani.